Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Continuăm să discutăm în seria de emisiuni organizate de postul nostru de televiziune Accent TV despre emisiuni dedicate Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului și în special obiectivului primordial pe care l-a discutat Ministerul Sănătății despre informarea corectă și lupta împotriva cancerului. Informarea față de factorii de risc și față de acele situații când noi, oamenii simple, nu cunoaștem toată informația veridică despre această boală crâncenă. Și pentru că pe 15 februarie a fost marcată Ziua Internațională a luptii împotriva cancerului la copii, astăzi ne-am propus să discutăm despre copiii bolnavi de cancer la noi în Republica Moldova. Și am intitulat tema acestei emisiuni Drama copiilor bolnavi de cancer. Invitații din această seară sunt Vera Budan, psihologă, Asociația Little People. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Iulia Colesnic, medică pediatră hematolog, Institutul Oncologic, secția Hematologie pentru copii. Bună, bună seara și bine v-am găsit! Da, vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm. Este important ca nu numai în luna februarie, da, așa cum și-a propus Ministerul Sănătății să discutăm și să punem accentele de bază, dar după mine la cifrele care le avem în anul acesta ar fi bine și incidențele mărite, da, de îmbolnăviri cu cancer atât la maturi cât și la copii, ar fi bine deja zilnic să ne gândim dacă avem un mod de viață sănătos și dacă putem să ne permitem să spunem că știm totul despre această maladie, pentru că după mine am impresia că noi nu știm foarte multe lucruri și ne confruntăm doar cu aceasta tet-a-tet atunci când înțelegem că cineva din familia noastră este bolnav de cancer. Și doar atunci începem să căutăm informație. Vreau să încep cu dumneavoastră, doamna Colesnic, să ne spuneți acum, la secția Hematologie pentru copii, câți copii sunt internați și ce fel de tipuri de cancer au? Eu lucrez în secția pentru hematologie pentru copii, dar mai avem încă o secție de oncopediatrie. Fiecare din secții tratează patologii aparte. Hematologia se ocupă cu patologiile cancerul de sânge și a sistemului limfatic și oncopediatria se ocupă cu tumorile solide, adică a diferitor organe. Fiecare secție este specializată pe 25 de paturi și practic totdeauna secțiile sunt pline. În special secția de hematologie pentru copii, practic în permanență este plină cu copiii bolnavi de cancer. Care sunt tipurile de cancer mai des întâlnite în Republica Moldova? În Republica Moldova, dar și pe tot globul pământesc, cel mai frecvent la copii se întâlnesc leucemiile acute, sunt cele mai grave tipuri de cancer la copii, tumorile cerebrale și pe locul 3 merg limfoamele maligne. Mai apoi celelalte forme de cancer. Care vârstă este cea mai afectată la copiii de aceste tipuri? Pentru copiii cu hemoblastoze, vorbesc despre copiii cu leucemie și cu limfoame, cea mai frecventă vârstă este de la 2, 4, maxim 5 anișori. Sunt cei mai des copii întâlniți și preponderența dintre sexe sunt băieței. Băieței? Da. Și mai apoi vârsta de adolescență de la 10-12 ani, iarăși este o incidență mare la copii. Mai puțini sunt copii mai mici de vârsta de un an și copii mai mari de vârsta de 15-16 ani. Sunt mai rar întâlnite patologiile la ei. Noi, în emisiunea precedentă, am vorbit cu domnul Brenișter Sergiu despre ceea ce se întâmplă la maturi cu această maladie și dumnealui mi-a spus că mai des oamenii vin deja aflându-se în etapa a treia, în ultima sau în penultima de îmbolnăvire, da? De depistare a cancerului. La copii, cum stau lucrurile? La copii, în dependență de tipul de cancer. Fiindcă deseori cancerul nu are o simptomatică clară, certă. El poate să se mascheze sub variate forme de alte patologii. Ca de exemplu, dacă să luăm leucemiile, patologia se poate manifesta inițial sub o formă de viroză sau sub formă de niște altralgii.
sau sub formă de niște dureri abdominale, care pot fi clasificate de medicul pediatru, medicul de familie, sub alte variate patologii. De exemplu, patologiile cu dureri abdominale se poate gândi la o gastrită. Durerile articulare se poate gândi la o artrită reumatoidă. Și semnele de infecție, la fel, se poate gândi la o infecție respiratorie la copil. Cei ce poate să se ascunde, sub acest tablou clinic, se poate ascunde o leucemie. Așa. Deci, sau în cazul tumorilor solide, da, vrem, durerile de cap, care pot fi, medicul neurolog să le ia ca niște dureri, niște o astenie de primăvară, că iată vine primăvara, da, la copiii de vârstă mai mare, la copiii de vârstă mai mică, oboseală la școală o poate prelua. Dar acolo se înceapă o dezvoltare a unei tumori solide intracraniene. Și da? La limfoame? Și la limfoame deseori se manifestă prin creșterea ganglionilor limfatici sau în poporile, în poporile se mai zice noduli limfatici sau mulți folosesc ghinde limfatice. Care foarte ușor se observă în regiunea gâtului, în regiunea supraclaviculară, în regiunile axilare, inghinale, mărirea în dimensiunea abdomenului, ceea ce foarte ușor se poate de a fi observat. Și mămicile nu atrag atenție asupra acestor facturi? Depinde și de tipul de mamă și de timpul de educație a mamei și evident și de asistența medicală primară, de unde locuiește pacientul deci dat. Deci am putea evidenția două momente aici. Asistența medicală primară, pediatru, este de vină în momentul în care se adresează, deja este depistată târziu, tardiv, da, această maladie. Și mama, și, în primul rând părintele. Pe părinte trebuie să-l alarmeze starea copilului. Orice simptomatică care îl deranjează pe părinte, la copilul său, trebuie să vină să o manifeste către medicul de familie sau medicul pediatru. Ca de exemplu, cel mai des când vine un copil oncologic, ce ar acuza? Deci fiebră de lungă durată. Deci frecvența răcelilor. Deci copilul începe să răcească mai frecvent. Adică nu vorbesc de 4-5 ori pe an în așa, perioada pentru că unii pediatri zic că e normal de 8-10 ori pe an să avem viroze. E normă, da. Deci mai des decât aceste. Vorbesc de mai frecvente, care greu se cupează cu tratament antibacterial. Așa. Da. Mai apoi, slăbiciunea generală pronunțată fără a avea un motiv, adică fără a fi supra-solicitat copilul la școală sau fizic, se trezește copilul dimineață și acuză mama, eu sunt obosit, mă dor piciorușele, da? Pot apărea durerile în membrele inferioare, în dureri în articulații, mialgiile, dureri în mușchi pot apărea, fără a fi o cauză anumită. Aceasta tot trebuie să pună în gardă atât pentru părinți cât și pe medicii pediatrici, medicii de familie. Mai apoi, apariția celor ganglioni limfatici despre care am vorbit anterior. După aceea, paliditatea tegumentului la copii sau ictericitatea, adică gălbineala la copii, așa cu o nuanță ca de ceară, deci a pielii. A tegumentului. Da? Mărirea în dimensiunea abdomenului. Parcă vezi că copilul nu mănâncă atât de mult, dar se mărește în dimensiunea abdomenului. Aici vorbim despre o creștere în dimensiunea atât a organelor interne, da, a ficatului, a splinei, care iarăși ne vorbește despre o afecțiune. Durerile de cap, care iarăși nu sunt legate cu oboseală. Ce analize, după ce, iată, părintele este atent la ceea ce a spus dumneavoastră și sunt convinsă că acum această emisiune este urmărită de toți, pentru că la postul nostru de televiziune mai este o emisiune dedicată părinților care vor să fie informați și această emisiune la fel trebuie să o ascultați din repetate rânduri, pentru că doamna Colesnic spune extraordinar de bine și clar unde trebuie să orientăm atenția noastră în calitate de mamă și tată, bunic, bune. Care sunt analizele pe care trebuie să le ceară de la medicii de familie mama când vede aceste simptome? Cel mai simplu se începe cu analizele generale. O analiză generală de sânge, cu hemoglobină, cu formula leucocitară, cu trombocite și cu un VSH. Asta este cea mai de bază analiză care ne poate Așa, vorbi toți multe. Toți medicii pediatri pot citi aceste analize ca să vadă? Da,
toți medicii pediatri, tot orice student care a finisat, orice membru care a finisat facultatea de medicină trebuie să citească o analiză generală de sânge și să nu fie o greutate pentru el. Și dacă ce el observă, indicii de acolo sunt, trebuie mama să înceapă, da, să, dacă vorbim alerteze despre hemoblastoze, dacă vorbim despre leucemie, avem atunci o hemoglobină scăzută, un număr mare sau... Dar hemoglobina scade și după o viroză. Păi asta, vreau să mă zic în continuare, departe, bine, da, ascultăm. Și, și dacă vede mama că este o hemoglobină scăzută după o viroză, tot trebuie să o ia în calcul, fiindcă este nevoie deja de tratament dacă nu crește acea hemoglobină. Vorbim despre alte patologii. Înseamnă că după viroză, după o perioadă de revenire a copilului la starea generală, noi trebuie să mai mergem încă o dată să mai dăm analiză, sigur, să vedem dacă sigur s-a ridicat acea sigur hemoglobină. Sigur, așa, însoțită de un număr crescut sau scăzut de leucocite. Deci astea ne vorbesc. Crescut sau, scăzut, așa. Da. Poate fi și un număr scăzut normal. Scăzut e mai rar, din cât scăzut îmi dau seama. Mai rar. Mai des este crescut. Și o formulă leucocitară cu predominanța limfocitelor, cu prezența celulelor tumorale, acele celule blastice despre care noi vorbim. Un VSH crescut, adică o viteză de sedimentare a sângelui crescut. Iar VSH-ul crescut este tot timpul la infecțiile virale bacteriene. Da, da. După, el trebuie să revină la normă. Să-și revină. După ce a trecut perioada de revenire a copilului după și virus. Un număr de trombocite scăzut. Deci, trombocitele. Trombocite scăzute. Sunt esențiale în sunt uneori. Sunt esențiale, trombocite, da. Astăzi ne vorbesc despre sindromul hemoragic, adică dacă mama observă pe suprafața tegumentelor, în special pe membrele inferioare, la copii, apariția de echimoze, de peteșe, adică niște semne hemoragice, niște pete hemoragice de culoare roșie violacee, care la presiune ele nu dispar și au apărut de la nimic, fără ca copilul să se lovească, fără ca să fie prea mult activ, au apărut din senin și se răspândesc fără ca copilul să aibă o traumă mecanică. Iarăși trebuie să pună în gardă pe mămică, da? Și să se adreseze la medicul pediatru. Mai apoi, alte analize sunt analiza biochimică, ca să vedem cum funcționează organele interne, o ultrasonografie banală a abdomenului, da? Și în cazul în care avem... De câte ori ultrasonografie ar fi bine pe an să o facă? Sau pe... Doar în cazul în care, de exemplu, prezintă medicul pediatru, vede că nu este în regulă cu organele interne, da? Sau după palpare. După palpare. Burtică. Da, după palpare. Pentru că de obicei medicul pediatru mereu palpează burtica și nu se simte, da, dacă copilul nu reacționează, nu ne orientează spre ultrasonografie. Da, da, nu este necesar. Dacă nu găsește medicul pediatru de necesitate, atunci nu indică. Dar oricum ar fi bine, măcar o dată pe an, să facem ultrasonografie, da, ca să vedem, da? Ar fi bine. Ar fi un pas în plus pentru a preveni ceva. Da, da. Așa. Plus la asta, dacă copilul acuze dureri de cap, este nevoie de o consultație a neurologului să vadă. Fiindcă medic pediatru nu întotdeauna poate să vadă niște semne neurologice. Și durerile de cap cât de des trebuie să fie ca să alarmeze? Dureri de cap fără a fi motivate. Am, da? Înțeles. Fără a fi motivate. Însuțite pot fi de febră, însuțite pot fi de grețuri, de vome, acele dureri de cap, fără a fi copilul răcit sau avea o toxinfecție alimentară. Da? Fără aceste semne. Și în repetate rânduri. Și în repetate rânduri. Adică te uiți că parcă nu a răcit, parcă nu a mâncat ceva care să nu-i priască, dar totuși el acuză niște dureri de cap însoțite cu febră, însoțite cu grețuri, cu vome, în repetate rânduri. Da? Și după greață, după vomă, copilul îi stă un pic mai bine sau, în general, nu cedează durerile de cap. Sau mai observă exoftalmă, adică ieșirea ochilor din orbită sau... facial, se duce fața într-o parte, da? Noi, așa spun părinții, se duce fața într-o parte, adică niște semne de focar, semne neurologice. Iarăși trebuie să se adreseze în primul rând la pediatru și după aceea pediatru să se adreseze la un neurolog și dacă medicul neurolog suspectă că ar putea fi o formație de volum intracerebral, să facă un remine, un CT în această regiune. Astea sunt deja mai costisitoare, acestea sunt deja mai aprofundate. Sau dacă nu este posibilitate să facă în regiunea în care este el,
sau suspectă ceva, sau au făcut analizele acestea și nu se descurcă, suspectă ceva, le pare ceva, nu este în regulă, dubios le pare, atunci în Institutul Oncologic activează Centrul Consultativ Diagnostic, unde este un oncopediatru specializat pe aceste patologii, atât pe tumorile solide, cât și pentru care probabil foarte ușor poate vedea, care dacă poate să dirigeze acel copil mai bine și poate să-l îndrepte spre ce investigații mai este necesar pentru a exclude sau confirma. Sunt gratuite toate? Consultația este gratuită și evident unele investigații deja în dependență iarăși de niște criterii, da? Dacă putem să facem în cadrul Institutului Oncologic sau deja transmitem spre Raion, iarăși în dependență de ce contracte Casa de Asigurări are pentru acea regiune în parte. Așa. Până la urmă, eu îmi dau seama că contribuția părinților și atenția foarte și lipsa de indiferență la aceste detalii pe care dumneavoastră acum le-ați enumerat, foarte mult contează. Și da, nu trebuie să lăsăm atunci când observăm ceva că, ei, mâine, că sunt ocupată, că am prea multe griji. Nu. Aceasta după ce apar niște probleme serioase, nu mai poate fi întors drumul înapoi. Fiindcă în dependență de stadiul la care vine un copil cu un tip de cancer, depinde și pronosticul lui de mai departe. Depinde cum el va reacționa la tratament, cum el va obține acea ameliorarea stării și chiar însănătoșirea. Fiindcă dacă vine un copil în stadiu 4 de maladie, evident că șansele se reduc. Da, pot fi până la însănătoșire, dar nu întotdeauna. Da. Câți copii aveți cu care vă mândriți că au fost tratați și bine mersi sunt acum încadrați în viața? Noi vorbim despre rata de supraviețuire mai bine de 5 ani. Și când avem o rată de supraviețuire a unui copil care a finisat tratamentul oncologic mai bine de 5 ani, acum Organizația Mondială a Sănătății vrea să pună 7 ani să fie, da? Deci o supraviețuire, o evidență de 7 ani, dar până când este 5 ani, putem să spunem că copilul este sănătos, adică a scăpat de copii. Noi avem așa copii și vreau să zic că numărul lor este în jur de 80%. Deci din totalul numărului, deci din cei cu hemoblastoze sunt 80% din copii care au supraviețuitori de cancer. Foarte bine. Dar deci oricum este un rezultat foarte bun și vreau să ne mândrim cu aceasta, fiindcă sunt rezultate care se compară cu rezultatele europene. Ceea ce nu putem spune la maturi, din păcate. Da, din la maturi la noi nu e așa de bine și cifrele ne... Când dumneavoastră a spus drama unui copil bolnav de cancer, eu vreau să vă contrazic și vreau să spun că cancerul nu este o sentință. Atunci când părintele vine și îi spune copilul tău are cancer, el o primește ca o sentință, ca o condamnare. Păi haideți să combatem acest mit că este ca o condamnare că copilul lui. Eu îmi imaginez ce trăiesc acești părinți și de aceea astăzi am invitat-o și pe doamna Budan ca să vorbească și din partea aspectului psihologic ce se întâmplă cu părinții, pentru că noi am încercat să chemăm în platou mămici care au trecut prin cancer la copii și nu e ușor să vorbești despre aceasta și îmi imaginez în momentul în care ești în perioada de tratament, în general nu ți este a vorbi, dar eu pledez pentru aceea ca noi să spunem măcar pentru ceilalți ca să-și dea seama care sunt factorii de risc și cum să prevenim niște lucruri. Și totuși aș vrea pentru telespectatorii noștri să spun niște cifre, să citesc. Conform Cancer Registru din Republica Moldova, în anul 2018, 81 de copii au fost diagnosticați cu cancer, iar în totală evidență cu această maladie se află 391 de copii. Și vorbisem cu dumneavoastră înainte de a intra în platou, în anul 2018 se vede o creștere a îmbolnăvirilor. Da, nu e atât de semnificativ, dar este creștere, pentru că până acum, în 2016-2017, erau până la 70 de copii. Da? Cărui fapt se datorează acest lucru? Puteți să spuneți și după aceea mergem la un material video. Nu pot să spui că, uite, un anumit factor ar determina creșterea cancerului în Republica Moldova. Cancerul crește în genere pe tot globul pământesc. Da, pe tot globul pământesc. Dar oricum ne interesează la noi în Republica Moldova. La copii se consideră că pe tot globul pământesc, cancerul este o patologie rară și 2% din cancerul la copii ar
reprezenta. Deci din tot cancerul, din tot cancerul doar 2%, da, aveți dreptate. Sunt la copii. Pe globul pământesc anual 200.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer și decedează aproximativ 90.000, dar eu cred că la mai noi puțin, în 2018, acum mai puțin. La noi în 2018 câți au decedat? În jur de 3 copii. Aproximativ. Aha. Și tot vreau să subliniez, 5, pentru că 5. Este important, că în 2019, exact pe 4 februarie, când s-a discutat și s-a vorbit despre lansarea campaniei, s-a decis ca până în 2011 să fie activă campania cu sloganul Sunt și voi face. Acesta este un apel către toată populația, care încurajează angajamentul personal al fiecăruia dintre noi și este forța acțiunilor individual luat pentru a influența viitorul, de a ne informa, de a preveni această maladie și de a avea un trai mai sănătos, pentru că din cât îmi dau eu seama și cum a spus domnul Brenește Sergiu, noi suntem în multe cazuri de vină că ajungem la îmbolnăviri de cancer. Și continuăm discuția după ce vedem despre informarea în rândurile populațiilor. Echipa noastră de filmare, populației, echipa noastră de filmare a mers pe stradă și a întrebat cum cred ei de ce se îmbolnăvesc copiii de cancer. Cancerul face victime în rândul copiilor. În fiecare an, în Moldova, aproximativ 70 de copii sunt diagnosticați cu cancer. În 2018, la Institutul Oncologic din Chișinău, au fost tratați 833 de copii, dintre care 577 aveau tumori maligne. În acest an, vârsta celor afectați a predominat între 0 și 10 ani. Cea mai mică vârstă a copilului internat este de 8 luni de la naștere. Cât de informați sunt cetățenii despre cea mai temută boală a secolului 21, cauze și prevenire aflăm din materialul ce urmează. De ce copiii se îmbolnăvesc de cancer? În opinia mea, aș spune că primul factor care este factorul ereditar sau factorul genetic. A doilea factor aș spune că este factorul ecologic, apa murdară, aerul poluat. По себе что скажу? Все болезни идут с головы. Генетическая предрасположенность. Откуда я знаю? А вы знаете? Ситуация легата де алиментария, а там примурент, медикация, ша триля рынд атмосфера. Идея, ну а мы... Идея экология ностра. Экология, во-первых, никуда не годится. А, во-вторых, ГМО. А, и что еще? Ну и видите, машины ездят и так далее. То есть это все загрязняет эту атмосферу, и это все мы вдыхаем. Alimentația pe care o au acum, alimentația e cea mai mult artificială, ce aici cumpărăm din market. Prin natură așa e acum, vedeți, la Cernobil și la alte cazuri. Oi, ea s-a mai perinit la 2 raca vже. Rac kișecnică și rac e grudii. Потому что онкология, мне кажется. Cred că aerul nu-i curat, mănânc și nu trebuie. Почти что все болезни, у кого что болит, они сразу говорят, что это рак. Такого раньше не было. Они определяли, что за болячка у человека. Выслушивали, а сейчас все рак. Avem cultura sănătății. Dacă persoana ar fi verificată la timp și ar da careva analize sistematic, ar fi altă situație. Dar așa avem ce avem. В первую очередь, наследственность. Это первое. Второе – образ жизни. Вот. Ну, а третье, конечно, там питание и все остальное. Это не исследовано, никто не знает, откуда он появляется, этот рак. Am putea să prevenim apariția cancerului la copii? Informarea mamelor. Ну, пост вас умбрис, ну, сад медик, доменю. Ой, даже не знаю. Честно, не знаю, но нужно что-то с этим делать. Cred că trebuie mod de viață, sănătos, pe la odihnă, pe la... și astreactă-te. Уезжать в страны там, где нет этих болячек. У ребенка не знаю, не могу сказать. Я же не врач. Скрещем продукты наши, если виндем в магазине. Să fim mai ecologiști, să nu aruncăm ceea ce nu trebuie pe stradă. Возникает из-за генетических ошибок, их предотвратить невозможно. Deci, prevenția poate putem face doar, știu eu, de a selecta cât de cât nițel, ce copilașul alimentăm, când, cum, administrarea de medicamente să fie după indicații medicului și cât de e posibil, da, pe plan ecologic. Da. Ar fi bine să facă diferite campanii de informare a părinților.
Ну, вы меня извините, вы спрашиваете врачей. Я как? Самое главное в этом плане, чтобы, не знаю, кто бы решал эти вопросы, но чтобы эти проблемы решались так, чтобы дети не болели. Cancerul la copii este o boală rară, reprezintă 2% din numărul total de cancere. Specialiștii spun că 70% dintre cazurile de cancer la copii pot fi vindecate, dacă sunt depistate la timp și tratate corespunzător. Am revenit în platou și vă reamintesc că discutăm astăzi cu Vera Budan, psihologă, Asociația Little People, și Iulia Colesnic, medică pediatră, hematolog, Institutul Oncologic, secția Hematologie pentru Copii. Da, doamna Colesnic, pentru că oamenii, vedeți, după părerea mea, chiar nu sunt informați și este necesară această campanie de 3 ani pe care a inițiat-o Ministerul Sănătății și fiecare dintre noi să-și pună întrebarea dacă acasă el își dă seama de zi cu zi ce face și care sunt componentele vieții, le ține cont de niște momente esențiale sau nu. Și oamenii mai zic despre genetică, despre ecologie, despre alimentație sănătoasă. Asta vreau să adaug, că nu am vorbit despre aceasta și vreau să zic că oamenii, din contra, aici vorbesc destul de bine, fiindcă la copii, pe primul loc, ca factor etiologic, este genetica. Genetica care o primește de la mama, de la tata, sau modificări de novo, adică modificări care se întâmplă sub influența unor anumiți factori când mama este însărcinată, da? Când se începe a forma acel embrion. Deci apare o modificare în acel ADN sau DNK, cum vorbesc populația, unde se întâmplă o modificare în ADN și se începe o multiplicare necontrolată a unei celule într-un anumit organ și, în dependență de ce organ este, deja vorbim despre acel tip de cancer. Da. Deci acum vreau să subliniez, să tragem o linie, pentru că a trecut mai mult de jumătate de emisiune și să mai am de vorbit și cu doamna Budan. Genetica este primul factor. Aici putem face niște paranteze, deschidem parantezele și să spunem că mama în timpul sarcinii trebuie să ducă un mod de viață sănătos. Se alimentează, ce factori de mediu intră în contact cu ea, acele radiații, acea alimentație, acel mediu poluat, toate influențează asupra dezvoltării acelui embrion, care mai apoi, în genetica căruia se pot întâmpla mutații și mai apoi el să genereze cancer. Iată, cu toate aici, că în familie să nu fie niciun bolnav de cancer. Câteva generații. Deci aici, dragi mămici, fiți atente. Ce faceți în acele 9 luni cât purtați sub inimă copilașul dumneavoastră? Pentru că în multe cazuri mamele sunt grăbite, mamele nu înțeleg că aceste 9 luni sunt esențiale în creșterea de mai departe a copilului, da? Sănătatea copilului. Ce se alimentează, cât de liniștite sunt, să nu aibă factori de stres, fiindcă factorul de stres pentru mămică tot foarte mult contează. În ce mediu se află, cu ce lucrează mămica, fiindcă deseori se întâmplă că lucrează cu anumite pesticide, cu anumiți factori chimici, care influențează evident asupra dezvoltării embrionului. Și apoi, mai apoi, când copilul crește, cu ce alimentează mămica acel copil, nu este un aliment anumit care ar determina apariția cancerului la copil, dar iarăși vorbim despre o alimentație nesănătoasă, acele fast food-uri care copiii le iubesc să le mănânce și părinții nu controlează, acele ape carbogazoase cu diferiți coloranți care iarăși copiii le utilizează. Interzise. Până la o vârstă destul de mare, 15-18 ani. Chiar excluse din alimentație și a unui om matur. Chiar, da. Și aici putem vorbi la copii despre protejarea copilului de fumatul pasiv. Părinții care fumează, este un factor de risc în mamele fumătoare,
pot genera copii bolnavi de cancer. Așa. Și acum trecem să vorbim cu doamna Budan despre aspectul și tot ceea ce faceți este o activitate extraordinară cu ce vă ocupați dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți președinta Asociației Little People. Sunt coordonator doar, psiholog, care mergeți la Institutul Oncologic și ajutați să depășească din punct de vedere psihologic această perioadă complicată a copiilor și a părinților. Cu ce vă ocupați, ce faceți, de unde a venit această idee să participați în viața activ în viața acestor copilași? De unde a venit în viața mea sau de unde a venit în general? Asociația Little People. Asociația de fapt este din 2013 în Moldova. Eu nu sunt de la începutul, abia am 10 luni de când sunt angajată asociației. Vine din România, acolo este de mai bine de 20 de ani prezentă. Ce facem? Mergem în fiecare zi cu o activitate de 2 ore, în fiecare după amiază și ajutăm copiii prin activitățile noastre să treacă mai ușor peste această perioadă, peste tot ce se întâmplă cu ei din punct de vedere psihoemoțional, peste toate schimbările care au loc și la fel peste toți factorii care au dus la o anumită stare emoțională, adică tot tratamentul, procedurile, pentru că sunt într-adevăr foarte și dureroase și creează foarte mult disconfort și procedurile și simptomele cu care se întâlnesc. Și îi ajutăm să se adapteze în acel mediu, să treacă mai ușor, mai cu un pic altă dispoziție, mai luminos peste această perioadă, să găsească forțe interioare, să găsească resurse emoționale, psihologice, ca să se simtă mai bine, să nu simtă atât de mult tot ce se întâmplă în jur. Și, în general, ideea a venit în momentul în care a apărut această idee. Președinta din România, Kate Risvi, mergea ca voluntar în fiecare zi, pur și simplu, pe secție. Și astfel s-a născut și un program care se numește Nu mi-e frică. Acest program spune... este alături de copil de la internare, practic, până când se externează și permite tuturor copiilor să spună nu mi-e frică, să își spună mai întâi fricile, să își spună tot ce îi doare, într-un fel, să exprime, să fie ascultați, pentru că de multe ori părinților le este un pic frică de... să asculte, pentru că cumva nu știu cum să se întâlnească cu asta, cu durerea copilului, cu emoțiile copilului. Părintele este cel care direct și foarte mult se află în preajma copilului și el ar fi foarte bine să își depășească propriile provocări, mai ales că atunci când aude cancer își imaginează ceva foarte grav și nu sunt gata să se întâlnească cu acele emoții ale copiilor. Cu cine este mai complicat să lucrați? Cu copiii sau cu părinții? Pentru că probabil v-ați confruntat și cu situații când părinții sunt mai alertați, mai disperați, mai intrați în depresie decât copilul. Da, pentru că de multe ori părinții nu spun copiilor ce se întâmplă și dorind să ascundă și creează și mai multe probleme în momentul în care vrea să pară vesel, nu e deloc vesel, și cumva se creează așa un dublu, mesajele pe care le transmit sunt duble și este dificil să fim acolo, între părinte și copil. Părinții de obicei vin la activitate doar la copiii mai mici, ca să-i ajute, ca să, de exemplu, au nevoie să facă ceva mai complicat, să taie, să... Aplicații, da? Da, ceva de genul. Dar se implică și ei destul de mult. Sunt unii părinți care se implică destul de mult, sunt unii părinți care nu își aleg să se odihnească pur și simplu. În perioada aceasta când dumneavoastră lucrați. Da. Adică să fie detașați, să se detașeze, să aibă un respiro. Cine sunt persoanele acestea care lucrează cu dumneavoastră? Aveți pedagogi, psihologi, îi pregătiți cumva, trec o școală specială sau acceptați pe toți care vin la dumneavoastră?
Sunt doi coordonatori, pe fiecare secție avem câte un coordonator, care sunt psihologi sau psihopedagogi, adică eu sunt psiholog, colega mea este psihopedagog și avem voluntari pe care îi pregătim printr-un training special. Totuși îi pregătiți. Da, și voluntarii de obicei sunt studenți la psihologie sau studenți la psihopedagogie, studenți la medicină. Uh-huh. Cine vă ajută financiar, pentru ca să, din cât îmi dau eu seama, sunt necesare rechizite, sunt necesare multe lucruri de care sunt, facem campanii ca să adunăm anumite sume de bani și suntem cât, adică ne străduim să fim prezenți în anumite evenimente largi, să fim prezenți cu pentru a aduna donații. Adică sunt campanii speciale care... Vă reușește sau mai este nevoie de informa populația că existați? Ne reușește, dar parțial. Sunt anumite cheltuieli pe care ne vin totuși din România, adică de la... Colegii dumneavoastră. Da, de la colegi. Sunt anumite cheltuieli pe care nu pur și simplu unele lucruri nu le organizăm pentru că nu sunt finanțe uneori. Dar în general adică ne reușește în mare parte. În calitate de psiholog dumneavoastră, ați simțit diferența dintre copiii care trec prin aceste activități și copiii care nu frecventează? Ei se simt altfel? Se maturizează foarte repede. Sunt mult mai puțin sensibili la anumite simptome, în sens că atunci când îi doare un pic ceva, nu se plâng, adică trebuie să fie pragul durerii este deja mult mai înalt, deci sunt mult mai rezistenți la anumite dureri fizice. Și probabil sunt așa un pic mai, se fac mai serioși, nu știu, mai maturi, mai foarte... Deci această maladie maturizează foarte tare pe copii, da, și ei, da, sunt absolut altfel. Nu știu dacă sunt absolut altfel, pentru că am văzut mulți copii care au avut cancer, adică sunt adolescenți care sunt în comunitatea Temerarii, cei care sunt supraviețuitori și... ei sunt foarte veseli, sunt foarte plini de viață, vioi. Ei sunt bucuroși că au învins, vă dați seama, ei sunt eroi vieții lor. Exact, dar în sens că nu sunt așa triști, ci nu sunt în acest sens diferiți, dar într-adevăr sunt cumva mai responsabili, sunt cumva mai, să folosesc un cuvânt care ne place nouă părinților, mai cuminți, chiar sunt, pentru că am însoțit grupuri care mergeau în tabără. Și m-am mirat cât de responsabil și cât de chiar aș spune cuminți cei care au trecut deja peste la un moment dar dat. Dar dacă totuși revenim și la ceea ce am vorbit cu doamna Colesnic despre cât de informat este părintele și pentru a preveni această maladie. Dumneavoastră, în tot timpul acesta cât ați lucrat, observați că acești părinți, acești copii ar fi putut să nu fie bolnavi de cancer? Ce categorii ați comunicat cu copiii? Au făcut niște... Pentru că în discuții, îmi dau seama că discutați mult acolo. Factorii de risc au fost respectați? Eu aș spune că nici măcar în spital nu se respectă 100%. Adică 100% chiar despre ce mănâncă. Chiar despre... Sunt anumite lucruri care, cu regret, până la urmă nu sunt înțelese cât de important este, cât de important este să se excludă total anumite alimente, cât de important... Chiar dacă eu nu sunt medic și nu mă ocup de asta direct, dar observ. Și avem chiar și un scop al programului Nu-mi e frică, modul sănătos de viață. Asta. Și prin anumite activități aducem la cunoștință copiilor ce e sănătos, ce nu e sănătos. Și uneori ei se miră că anumite alimente nu sunt sănătoase. Adică pentru n-au știut până atunci. Nu. Da. Adică și noi am încercat echipa noastră de filmare să vedem ce știu copiii și ce își permit să facă fără a fi stopați de către părinți și care este rolul părintelui în informarea unui copil. Am întrebat copiii despre cum se alimentează și ce înseamnă pentru ei un mod sănătos de viață. Părinții pot reduce riscul îmbolnăvirii de cancer al copiilor lor practicând un mod de viață sănătos. Alimentație corectă, hidratare corespunzătoare, activități fizice, protecție de radiații, somn de calitate. Sunt sau nu informați copiii de către părinți la acest capitol? Aflăm chiar de la pici. Spune-ne despre cancer, ce cunoști?
Eu cunosc despre cancer, că cancerul este o boală foarte gravă. Cancerul este o boală gravă și care nu se poate lecui. Oamenii se simt rău, sunt obosiți și slăbiți. Orice boală omului este o reacție a corpului că îi trebuie apă. Că nu respectă cele 5 mese, mănâncă fast food. Ce înseamnă să mănânci sănătos? Înseamnă că tu trebuie să consumi alimente făcute de casă, mai sănătoase, nu să nu mâncăm fast food-urile. Pește, carne la cuptor, brânză pentru dințișor, astfel meniul servește fie ce copil crește, mare, dâr și sănătos, țării și sare de folos. Ce mâncare ai mâncat-o până acum, ia spune-ne nouă. Poate mai mult un pic și sănătos și un pic și fast food. Dar ce anume ai mâncat din fast food? Cartofi și hamburger. Da, din băuturi? Riele așa care ai mâncat? Fanta. Apă, suc și din când în când Coca-Cola. De unde procurați apa? De la o ghiretă pe nume om. Apa din robinet se duce în filtru și așa o filtrează și noi bem din filtru. De la magazin. Cât de mult ajută somnul ca copiii să crească mari, frumoși și sănătoși? Somnul ajută ca să 8 ore ajută copiii ca să se odihnească mintea, să fie foarte dispuși dimineața și să poată gândi la școală. Somnul îl ajută mult pentru că el când doarme se odihnește și devine mai energic și mai sănătos. Care sunt produsele cosmetice interzise pentru copii? Rujurile, fonul de ten și... Dar în cazul băieților, ce sunt interzise ca pentru copii, pentru băieții mici? Ce este interzis? Lacurile de unghii și ca să-ți vopsești părul, vopseaua. Rujurile, machiajurile. Cum ne protejăm de radiații solare? Cu o pălărie, cu cremă solară și cu niște haine. Crema și ne îmbrăcăm în haine albe pentru... să nu ne atingă radiațiile. Dacă ai o durere, mama te tratează acasă sau plecați la medic? Acasă. Dacă e o boală gravă, mă duc la medic, dar dacă e o răceală simplă, mă tratează ea. Cât de des ieși cu părinții la plimbare, în parc, în natură? Destul de des, sâmbătă în weekend. De 2 ori pe săptămână, adică e sâmbătă și duminica. Le mulțumim pentru răspunsurile la întrebările noastre elevilor claselor a 3-a B din cadrul Liceului de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate. Director Sirețeanu Ion. S-ar părea că acești copii parcă se descurcă, dar totodată noi avem în cadrul emisiunii Creștem Mari și Sănătoși mai multe teme discutate și în unele situații ei, chiar cei ce spune și doamna Budan, nu sunt informați și se simte această lipsă de comunicare a părinților cu copiii în momentul în care ei trebuie să le spună niște nu-uri, taburi categorice, corect? Da, mai categorice. Adică da. Pur și simplu să nu le cumpere absolut. Da, și aici vreau să spuneți și vreau și doamna Colesnic la final să mai zică ceva. Aveți acum, vreți să faceți un apel, aveți nevoie de oameni frumoși la suflet și la chip care să vină în echipa dumneavoastră și să mergeți să ajutați acești minunați copii de la Institutul Oncologic ca să treacă împreună de boala cancerului, da? Da, spuneți. Noi avem întotdeauna nevoie de voluntari și întotdeauna suntem foarte deschiși pentru că sunt puțini cei care rezistă și chiar avem, rezistă în sens, nu știu, nu e neapărat nevoie de anumite calități, dar chiar să vrea să se implice și să vrea să fie receptivi. Și sunt bineveniți voluntari, cei care ar vrea o dată pe săptămână să vină, să facă ceva chiar important pentru ceilalți și probabil și pentru ei, pentru că ne transformăm și noi cei care venim în contact. Adică avem foarte mult de creștem odată. Da, exact. Așa că nu ezitați să faceți un lucru bun și să mergeți să faceți parte din această echipă frumoasă, Little People. Și către dumneavoastră, doamna Colesnic, ultima întrebare. Avem noi accesul egal al tuturor acestor pacienți la cele mai noi terapii la noi în Republica Moldova? Da, sigur. Pentru copii tratamentul este gratuit. Se tratează copiii conform protocolelor internaționale și 7 din 10 copii au șansă la supraviețuire.
și șansă la vindecare de cancer. Și cancerul nu este o sentință pentru copii. De ce totuși sunt cazuri când părinții pleacă, decid să plece peste hotare? Asta este decizia lor. Poate lipsa de informare, poate momentul că acolo e mai bine. Ca și toți care pleacă din Republica Moldova. Acolo undeva e mai bine. Dar fără ca să se informeze, fără ca să se informeze, dacă este aici sau nu oferită șansa egală cu cea de peste hotare. Sunt situații când și noi medicii spunem că noi până aici putem. Este necesară de tratament peste hotare. Da, dar asta este doar în situații de excepție, când copilul nu merge la tratament, când are nevoie de transplant medular. Atunci vorbim despre aceasta. Când copilul merge bine la tratament și vedem că dă un răspuns adecvat la tratament, el se poate trata aici și poate rămâne aici să se trateze și să obțină aceleași rezultate bune ca și peste hotare, fără bani, fără mari resurse. Am înțeles. Cu aceeași succes de vindecare. Am înțeles. Eu vă mulțumesc tare mult că am venit și promit că este și rolul jurnaliștilor ca să fie, să informeze și să fie mereu cu ochii pe această situație și să nu lăsăm doar în luna februarie. Promit că o voi face și pe parcursul întregului an și am să vă mai invit la dumneavoastră. Dumneavoastră succese, doamna Budan, în activitatea extraordinară pe care o faceți și dumneavoastră să aveți mai puțin paciență la institut. Cât de banal nu sună, dar asta vă doresc. Doamnelor și domnilor, eu îmi doresc ca fiecare dintre noi, cei maturi, să fim conștienți de faptul că în preajma noastră se află un pui de om care necesită o mare atenție și o atitudine serioasă în fiecare zi și să nu uităm de tot ceea ce a spus doamna Colesnic, ca să mergem, să facem analize, să ne gândim la final de zi cu ce a ajuns astăzi copilul în burtică, ce a mâncat, ce a primit el, ce apă a băut, ce fructe a luat și toate lucrurile acestea poate vor ajunge că în anul 2020 sau până în 2021, în campania aceasta, vom avea cifre mult mai mici decât cele pe care le avem acum. Eu vă doresc sănătate și ne vedem în fiecare zi de marți la ora 19 să discutăm noi despre noi.